Salve, oameni dragi! Pentru că au avut atât de multe vizualizări și atât de mulți oameni ne-au cerut: Serghei, te rog, mai arată-ne cum faci o masă pentru scaunele pe care le-ai făcut. Am gândit, bă, hai mă să fac un bine oamenilor ăstora, că văd efectiv că nu mai pot de așteptare, mor oamenii efectiv dacă nu fac asta. Așa că am făcut și o masă, oameni dragi, vă arăt imediat. Pam, 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 pam! Cum am făcut-o? Bună întrebare! Haideți să vă arăt! Și avem placa asta de gresie care ne-a rămas de la baie. Ne-au rămas două plăci de astea. Și păcat că e gresie frumoasă, e destul de durabilă. Și am zis că numai bine merge ca o masă de grădină. Bam, bam! Asta o să fie măsuța, picioarele o să vină în lateral. Așa, frumos jos, bam, bam! În orice caz, asta e mai aia pe aia o facem. Si, băiatul, si. Si cu tine. Mai ești bolnav? Era bolnav, până acum a fost bolnav eu. Așa. La ce te gândești, picior? E greu, e? Existența asta, tu-i ceapa mamei. Deci am căutat 4 scânduri de 70 sau mai mari, pe care se tai la 70, după aceea se tai în 2 de 35, pentru că asta o să fie înălțimea mea, de 35. Dacă lucrați cu scule electrice ca mine, aveți foarte multă grijă când lucrați, că aici se pot întâmpla accidente. După ce ne-am tăiat pe astea, am avut picioarele. După care am căutat și scândurile de care o să fie prinse între picioare. Alea-s picioarele, alea-s scândurile care vin în jurul mesei, care prind picioarele între ele, cum ar veni, și care o să se susțină placa de gresie. Și asta ar trebui și mingheluit. Așa cum am apucat de șmecheruitat, am șlefuit scândurile la fel, cu ceva mai gros prima oară, mai abraziv, și după aia cu ceva mai finuț. Bă, băiatule, dar iese la praf, după cum se poate vedea și în părul meu cel alb, și să nu aveți impresia că procesul ăsta durează puțin, durează o grămadă de timp. Efectiv, albești în cap până termin. Ho-ho. Efectiv, mă doare mânuțele. O chestie pe care nu ai de unde să o știi, că nu ți-o spune nimeni niciodată, poți uiți la orice fel de tutoriale de făcut tot fel de chestii, că o să ai cel puțin 3 kg de rumeguș în nas. Efectiv, poți să aprind focul cu asta. Și după asta m-am apucat din montat masa propriu zisă. Am lăsat un centimetru, am prins scândurile la înălțimea de 34, am lăsat un centimetru până sus, pentru că un centimetru este grosimea plăcii de gresie. Așa, am prins toate bucățile între ele și aveam scheletul mesei. Am pus placa de gresie să văd cum arată, am mai modificat pe unde era nevoie și deja se făcea seara, așa că am lăsat-o pentru a doua zi. A doua zi am prins celălalt rând de scânduri, am pus placa să văd cum arată, arăta bine, am mai șlefuit un pic pe unde era nevoie. Deci cam așa arată masa, nu așa, formul de sepsi, dar fiindcă are multe crăpături și multe de asta, așa. Dar ni se auzesc că vrea neapărat să arate cât mai puțin cu urme de chestii, o să iau kit și o să chituiesc fiecare chestie în parte, după care o să șlefuiesc. M-am apucat și de chituit, bineînțeles, dar mi-am dat seama o chestie, că kitul ăsta are o culoare foarte faină de cremă și ar merge foarte mult pentru o masă de genul ăsta. Așa că m-am hotărât ca după ce termin de chituit și după ce se usucă kitul, să dau cu vopsea cremă masa. Deci așa arată după ce s-a uscat kitul și îmi dau seama o chestie, că cremul ăsta arată foarte bine pe lemn. Gândesc să nu mai pun, să nu mai dau lac, să dau o vopsea crem. După aia să o șterg un pic cu șmirg, el să arate tot așa un pic mai rustic, așa, știi cum zic. Să vedem ce iese. Și dacă o fi să iasă bine, după aia cred că o să fac și scaunele la fel. Ce-i jupănul, ce faci? Ții mai slăbănogule, de ce nu mănânci? Am șlefuit tot kitul în exces
A fost un pic și după aia m-am apucat de dat vopseaua. Vopseaua am dat-o, am pus mai mult de luant în ea, pentru că nu vreau să iasă prea gros. Așa că după ce s-a uscat, am mai dat și o mână de șlefuială. Am curățat-o un pic și... Da, deci am smirgheluit tot ca să arate un pic mai rustic, așa mai, că prea, mi se părea că e prea curat vopseaua alea. Și acum ar trebui ștearsă un pic și cam asta e tot. Deci acesta este rezultatul. Acum nu-mi dau seama dacă merge mai mult culoarea asta decât culoarea asta. Aici e lac, aici e vopsea șlefuită, vezi, doamne, ca să arate așa și șmecherește. Da, am masă și chiar bine și cred că deja mă apuc să primesc comenzi. Așa că dați acolo în comentarii ce dimensiuni vreți masa și bam, 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 mă apuc de business.